A devenit deja o tradiție pentru tineretul social-democrat din Mehedinți ca la început de an școlar să fie alături de elevii care provin din familii greu încercate de soartă. Aceștia au ajuns în mai multe sate din județul Mehedinți pentru a le aduce o mică bucurie copiilor odată cu începerea noului an școlar. Președintele TSD Mehedinți, Alexandru Cojocaru, a pus mereu educația copiilor pe primul plan pentru că doar ea este cheia către succes. Asta pentru fetiță aici. Așa. Uite aici tu. Să fii sănătoși. Și să votați bine. La școală, la credit. Un nou an școlar, un nou început pentru elevii din toată țara, motive de fericire, bucurie pentru majoritatea dintre aceștia, însă există și o parte mai puțin frumoasă a unui nou început de an școlar, aici fiind vorba despre familiile greu încercate de soartă, care poate nu au avut mereu posibilitatea să le ofere copiilor strictul necesar atunci când vine vorba despre începerea școlii. De asemenea, președintele TSD Mehedinți, Alexandru Cojocaru, alături de echipa sa, au luat la pas satele mehedințene pentru a veni în sprijinul micuților școlari. Organizația de tineret, sprijinită de domnul președinte Aladin Georgescu, de liderii Partidului Social Democrat, a reușit să facem această acțiune și văd că am reușit să aducem zâmbete pe chipul acestor copii frumoși. Echipa TSD Mehedinți, alături de președintele Alexandru Cojocaru, le-a adus micuților ghiozdane complet echipate, rechizite, dar și dulciuri și jucării, iar bucuria s-a citit pe chipurile acestora. Părinții, vădit emoționați, nu se așteptau la această surpriză. Mulțumim din suflet ce ați făcut pentru prinții ăștia mici. Mulțumim și vă urăm multă sănătate și tot bine din lume. Pentru sprijin și toate cele bune, mai bine sănătate la întreaga familia dumneavoastră. Eu atâta vreau să vă spun. A devenit deja o tradiție pentru TSD Mehedinți ca de fiecare dată să vină în sprijinul celor aflați la nevoie. Președintele TSD Mehedinți, Alexandru Cojocaru, cunoaște importanța educației în societate. Tocmai de aceea consideră că aceasta reprezintă piatra de temelie pentru orice tânăr. A devenit deja o tradiție ca tineretul social-democrat să viziteze familiile nevoiașe din județul Mehedinți cu ocazia începutului noului an școlar. Pentru că ne dorim să aducem un zâmbet pe chipurile acestor copii, ne dorim să le aducem rechizite, dulciuri, hăinuțe, ghiozdăneli și tot ce au nevoie pentru a avea un început de an școlar frumos. Pe această cale vreau să mulțumesc domnului președinte al PSD Mehedinți, domnului Aladin Georgescu, pentru că a fost ca de fiecare dată alături de noi și tuturor liderilor PSD care ne sprijină în aceste acțiuni și împreună am reușit să aducem bucurie pe chipurile acestor copii minunați și de asemenea vom continua și zilele următoare să mergem în cât mai multe localități din județul nostru. TSD Mehedinți reprezintă un întreg bazat pe tineri implicați în acțiuni menite să vină în sprijinul cetățenilor. Educația reprezintă cheia către succes, iar asta doresc să le implementeze și micuților care au pășit încrezători într-o nouă etapă a vieții. Unul dintre motivele abandonului școlar îl reprezintă și o situație materială precară a familiei din care provin copiii. Deoarece un început de an școlar vine și cu o serie de cheltuieli, de aceea TSD Mehedinți a dorit să vină în sprijinul familiilor greu încercate de soartă. Sunt fericită că putem să facem aceste acțiuni pentru acești copii minunați și vrem să le aducem un zâmbet pe buze, acum la început de an școlar, și mulțumesc echipei noastre de la TSD Mehedinți și domnului președinte Cojocaru Nicu, care face aceste acțiuni și ține cont de copiii acestui județ și îi susține pe toate planurile, atât școlar, sportiv și în toate domeniile de activitate și vrem să le aducem un zâmbet și să le facem viața puțin mai frumoasă. Aceste acțiuni reprezintă o tradiție și vor continua an de an, deoarece președintele TSD Mehedinți, Alexandru Cojocaru, alături de echipa sa, sprijiniți de președintele PSD Mehedinți și al Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, doresc să vină în sprijinul cetățenilor cu o situație materială precară din județul nostru.